E timpul ca guvernul să demisioneze, guvernul este în afara legii, Fondul Monetar Internațional să plece. Sunt doar câteva dintre sloganurile manifestației la care au participat mii de oameni în Lisabona. Protestatarii s-au îndreptat spre Ministerul de Finanțe, acolo unde aveau loc discuții cu reprezentanții Fondului Monetar Internațional și ai Uniunii Europene. Acum 2 ani, Portugalia a primit de la aceste organizații un împrumut de 78 de miliarde de euro, cu condiția să scadă cheltuielile publice cu 4 miliarde de euro până în 2014. Acum termenul limit a fost prelungit până în 2015. Avem a 7-a revizuire a acordului și se discută despre schimbări, despre măsuri de stimulare a economiei, dar văd că lucrurile rămân la fel. Portughezii au fost aduși la disperare de măsurile de austeritate, care au avut drept consecință un șomaj record de aproape 17% pe 2012, iar anul acesta previziunile arată că șomajul va ajunge la 18,5%. Sunt aici ca să apăr drepturile sociale, să apăr drepturile noastre, să primim ajutoare de șomaj. Tinerii nu au locuri de muncă și nici vreo perspectivă de viitor. Portugalia traversează cea mai gravă recesiune din anii 70 până acum.